Bună ziua, stimați colegi! Dați-mi voie să vă salut la ședința ordinară a Guvernului. Avem pe agenda ședinței de astăzi mai multe subiecte care trebuie să le examinăm și eventual să le aprobăm. Dar aș vrea la începutul ședinței să-l rog pe domnul secretar de stat Igor Curov. Domnule secretar de stat, dacă puteți să ne faceți o succintă informare referitor la situația epidemiologică în țară. Vă rog mult. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați membrii Cabinetului Ministri. Situația epidemiologică în Republica Moldova în ultima săptămână este cu dinamică negativă. Asta înseamnă că noi avem creștere numărului total de cazuri cu peste 20%. Totodată avem creștere peste 8% numărul cazurilor de deces legate cu infecția COVID-19. Indexul de contagiozitate a crescut până la 1,05, asta înseamnă că noi avem un risc, un pericol de a substanțial creșterea numărului pacienților infectați. În ultima săptămână am avut 28 de cazuri de import, majoritatea din Federația Rusă, 13 cazuri, 4 din Marea Britanie și restul din alte teritorii. Ce ține de procesul de imunizare, în total Republica Moldova a primit peste 1.200.000 de doze de vaccin. Au fost utilizate aproape 800.000 de doze pentru doza 1, 800.000 de populație vaccinați. Cu doza 2, peste 380.000. În total, acoperirea națională avem 14,3%. Procesul imunizați cu prima doză. Totuși, îndemn populația, îndemn cetățenii ca să vaccinăm mai intens, mai repede, fiindcă unica scăpare, unica salvare a vieții este procesul de vaccinare. Și totodată, îndemn respectarea restricțiilor care au fost vociferate odată, restricțiilor care sunt aprobate, sunt în vigoare. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu, stimate domnule Curov. Fac și eu un apel către cetățeni să lăsăm la o parte prejudecățile și să dăm dovadă de maturitate, inclusiv intelectuală. Cifra de 14, puțin peste 14%, cifra de imunizare la nivel național, este una insuficientă, reieșind din faptul că exercițiul național de imunizare a pornit pe 2 martie anul curent. Azi suntem deja în 14 iulie, mă așteptam ca această cifră să fie una mult mai mare la data de azi. Însă, reticența cu care se confruntă colegii noștri de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în procesul de imunizare, reticența din partea populației nu are explicații. Stimați cetățeni, dacă ne dorim cu toții să ieșim cât mai repede din menghina COVID-19, să uităm de restricții, să uităm de alte restricționări ale libertății noastre cu care ne-am deprins până la pandemie. Vă rog, vaccinați-vă. Asta e singura soluție existentă fără alternativă de a depăși pandemia. Altfel, noi niciodată nu o să uităm de măști și de alte restricții impuse de situația epidemiologică. Noi trebuie să ajungem la o rată de vaccinare cel puțin 70% din populație, dar de dorit să fie 90% ca să putem definitiv uita de ceea ce înseamnă pericolul COVID-19. Prin urmare, îndemn populația să dea dovadă de maturitate și să înțeleagă că alternativă nu există decât vaccinarea. Stimați colegi, procedem nemijlocit la examinarea subiectelor din agenda de astăzi a ședinței. Stimate domnule secretar general Dorel Noroc, vă rog respectuos primul punct al agendei de azi cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul este elaborat în scopul asigurării cu mijloace financiare a Comisiei Electorale Centrale pentru finanțarea alegerilor parlamentare anticipate care au derulat la 11 iulie 2021.
prin hotărârea de guvern numărul 57 din 12 mai 2021 pentru organizarea și desfășurarea a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, i-au fost alocate cecului mijloace financiare în sumă de 70 de milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului. Suplimentar, în conformitate cu solicitările cecului, sunt necesare resurse în sumă de 22.468.000 lei într-o acoperire a cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor funcționarilor electorali. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului de hotărâre de guvern. Da, vă mulțumesc, stimate domnule Noroc. Pentru informarea dumneavoastră, stimați colegi, și a opiniei publice, Guvernul a solicitat de la Comisia Electorală Centrală în ziua de ieri, oficial, confirmarea sumei exacte de care are nevoie Comisia Electorală Centrală pentru a acoperi cheltuielile efectuate în procesul de organizare și desfășurare a scrutinului parlamentar anticipat. Și astăzi dimineața am primit răspuns oficial din partea Comisiei Electorale Centrale, prin care iarăși se reconfirmă suma de 22.468.000 lei. Prin urmare, cifra nu se modifică. Stimați colegi, rog respectuos să aprobăm această hotărâre a Guvernului. Cine este pentru? Rog respectuos votul dumneavoastră. Vă mulțumesc, votat. Prin aceasta noi ne-am onorat angajamentul Guvernului dat Comisiei Electorale Centrale că banii care Comisia Electorală Centrală i-a cheltuit pentru organizarea și desfășurarea scrutinului vor fi și iată că sunt virați în contul Comisiei Electorale Centrale. Vă mulțumesc! Stimate domnule secretar Igor Curov, vă rog respectuos următorul subiect al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiect hotărârii de guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul în cauză este elaborat în scopul susținerii familiei personalului medical din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice, care au pierdut lupta cu COVID-19 și au decedat la datorie. Asta e al doilea tranș și prevede fondul 2,3 milioane de lei pentru achitarea a 23 indemnizații unice în cazul personalul decedat. Proiectul a fost avizat, susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Stimați colegi, deci este vorba de alocarea indemnizației unice de 100.000 de lei pentru membrii familiei lucrătorilor medicali care au decedat în timpul luptei cu COVID-19. Măcar cu atâta lucru să venim ca guvern și sper că această practică va fi respectată și de către guvernul care urmează să vină, guvernul cu mandat de plin, pentru că au mai rămas familii a personalului medical decedat care încă nu au beneficiat de această indemnizație unică. Deci actualmente noi satisfacem doar 23 de familii, a 23 de medici care au decedat în procesul de luptă cu pandemia. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern, rog respectuos votul dumneavoastră. Vă mulțumesc, aprobat. Stimată doamnă ministru Lilia Pogolșa, vă rog respectuos următorul punct al agendei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propunem atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la planurile Comanda de Stat de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anii de studii 2021-2022. Proiectul propus spre examinare și aprobat a fost elaborat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării spre executarea prevederilor Codului Educației, potrivit cărora Guvernul aprobă planul Comanda de Stat de pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat în învățământul superior. La elaborarea proiectului s-a ținut cont de necesitățile pieței forței de muncă, propunerile ministerilor de resort și instituțiilor de învățământ superior din subordine, rezultatele admiterii la studii în anii precedenți.
Conform proiectului hotărârii Guvernului, se propune aprobarea planurilor de admitere cu finanțare din bugetul de stat la studii superioare de licență, ciclu 1, studii superioare de master, ciclu 1, studii de rezidențiat și secundariat clinic, precum și planul de admitere pentru cetățenii străini. În învățământul superior la ciclu 1 licență, planul de admitere elaborat în baza nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, se propune admiterea 5.040 de persoane la 26 domenii generale de studii. În contextul măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni și combate epidemia virusului COVID-19 în țară, pe de o parte, și lipsa acută de personal medical implicat în controlul și tratamentul infecției, pe de altă parte, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune majorarea cu 15 locuri bugetare pentru admiterea la specialitățile medicale, în limita mijloacelor financiare planificate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, fiind mai puține locuri bugetare planificate pentru ciclul 2 master. Totodată, comanda de stat include 262 de locuri bugetare cu destinație specială pentru absolvenții școlilor din raioanele de est ale țării. Într-o susținere a dimensiunii sociale în învățământul superior, sunt prevăzute și în acest an facultăți pentru anumite categorii defavorizate de candidați. 15% din numărul total de locuri bugetare sunt alocate acestor persoane, prioritatea acordându-se tinerilor rămași fără ocrotire părintească și celor cu grad de dizabilitate. La studii superioare de master, ciclu 2, se propune admiterea a 3.081 de persoane, mai puțin cu 15 locuri comparativ cu anul trecut. La studii de rezidențiat și secundariat clinic se prevede admiterea 443 de persoane, 433 la rezidențiat și 10 la secundariat clinic, la nivelul anului precedent. Pentru onorarea obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale încheiate cu diferite țări, se planifică 106 locuri bugetare pentru admiterea la studii a cetățenilor străini, inclusiv 76 persoane la studii superioare de licență ciclu 1 și 30 de persoane de studii superioare de master ciclu 2. Proiectul se încadrează în limita mijloacelor financiare planificate în acest scop. Stimați membri ai Guvernului, solicit susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă ministru. Stimați colegi, dacă sunt obiecții, comentarii la proiectul propus de Ministerul Educației, dacă nu sunt, rog respectuos aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Vă mulțumesc, aprobat. Mergem mai departe. Proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea punctului 1 din hotărârea guvernului numărul 63-2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Cu permisiunea dumneavoastră am să dau eu citirii motivația acestui proiect de hotărâre de guvern, pentru că vizează la modul direct Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. În ședința din 19 mai anul curent, după cum vă amintiți, noi am aprobat hotărârea numărul 63, prin care Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au fost alocate din fondul de intervenție al Guvernului mijloace financiare în sumă de 150.000 lei pentru organizarea și efectuarea evacuării a 31 de cetățeni ai Republicii Moldova din fâșia Gaza. Până la urmă, din fâșia Gaza, noi am evacuat, am repatriat în Republica Moldova 13 cetățeni ai țării noastre și respectiv din suma alocată au fost efectuate cheltuieli în mărime de 125.350,44 lei. Prin urmare, diferența de 24.649,56 lei, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene o restituie în fondul de intervenție al Guvernului. Pentru acest fapt avem nevoie de a aproba prezenta hotărârea Guvernului. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre de Guvern, rog respectuos acceptul dumneavoastră. Vă mulțumesc, votat. Stimată doamnă secretar general a Guvernului Liliana Iacone, rog respectuos următorul punct din agenda cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.
Proiectul hotărârii Guvernului prevede transmiterea cu titlu gratuit și cu acordul Consiliului Raional Nispăreni din proprietatea statului, administrarea Procuraturii Generale, gestiunea Procuraturii Raionului Nispăreni și a Agenției Proprietății Publice în proprietatea Raionului Nispăreni, o clădire administrativă cu suprafață de peste 135 de metri pătrați, o construcție accesorie și alte construcții amplasate în orașul Nispăreni, strada Alexandru cel Bun, numărul 5, iar bunurile menționate urmând a fi utilizate de către Consiliul Raional Nispăreni în scopul desfășurării atribuțiilor funcționale. De asemenea, prin proiectul dat se propune Consiliului Raional Nispăreni să transmită cu titlu gratuit din proprietatea Raionului Nispăreni în proprietatea statului administrarea Procuraturii Generale, încăpirile cu suprafață de peste 360 de metri pătrați, amplasate tot în orașul Nispăreni, strada Suveranității numărul 2. Adică este vorba de un schimb de clădiri între autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale. În contextul celor expuse și având în vedere necesitatea amplasării Procuraturii Generale a Raionului Nispăreni, propun să susținem, vă rog să susțineți proiectul prezentat. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc! Stimați colegi, până la urmă este vorba de îmbunătățirea condițiilor de lucru a procurorilor din oficiul Nispăreni a Procuraturii Generale și dacă nu sunt obiecții, nu sunt comentarii, sugestii la prezentul proiect, rog respectuos să supunem votului acest document. Cine este pentru aprobarea hotărârii de guvern? Mulțumesc! Aprobat! În continuare, avem subiectul cu privire la transmiterea în gestiunea unei construcții în gestiunea Ministerului Agriculturii. Stimate domnule ministru Ion Perju, vă rog respectuos prezentările de rigoare. Da, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la transmiterea în gestiunea unei construcții și modificarea hotărârii guvernului numărul 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul a fost elaborat în scopul de a soluționa prompt problema sediului Inspectoratului pentru protecția mediului, dat fiind faptul că încăperile pe care le ocupă în prezent urmează a fi eliberate pentru amplasarea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat. Menționez că în prezent Inspectoratul pentru protecția mediului și au sediile pe adresa Tănase 9, cu clădire care a fost transmisă în gestiunea Serviciului Fiscal de Stat și pe care trebuie să o elibereze. Ministerul propune amplasarea inspectoratului în clădirea situată în municipiul Chișinău, bulevardul Grigore Vieru 10, proprietate publică a statului, care nu este utilizată conform destinației inițiale de o perioadă îndelungată de timp, este vorba mai mult de 7 ani de zile. Totodată, în procesul de identificare, sediul s-a luat în considerație și opinia inspectoratului. Realizarea acestui proiect, practic, va avea un efect benefic dublu, deoarece se vor crea condiții optime pentru funcționarea inspectoratului, pentru protecția mediului, cât și a serviciului fiscal de stat. Și astfel se propune de a transmite din gestiunea Universității Agrare de Stat din Moldova. În gestiunea Inspectoratului pentru Protecție Mediului, construcția cu numărul cadastral 0100419.249.01, care are destinația de cămin acum, proprietatea publică a statului, amplasată în municipiul Chișinău, bulevardul Grigore Vieru 10. Rog membrii guvernului susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc! Stimați colegi, dacă nu aveți obiecții, comentarii, dacă nu sunt, atunci supun votului prezentul proiect de hotărâri de guvern. Cine este pentru, rog respectuos votul dumneavoastră. Vă mulțumesc, votat. Vă mulțumesc. Stimați colegi, am să-l rog pe domnul secretar de stat Igor Curov să vină cu prezentarea proiectului hotărâri de guvern cu privire la transferul unei zile de odihnă în anul 2021. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. Propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern. În temeiul articolului 111 a Codului Muncii, propunem pentru autoritățile și instituțiile publice, având în vedere că ziua de 31 august este zi de sărbătoare și nelucrătoare și este zi de marți, propunem că ziua de 30 august, zi de luni, să fie considerată zi de odihnă, iar ziua de 21 august, sâmbătă, să fie declarată zi lucrătoare. Respectiv, vom avea
o posibilitate ca să facem o mini-vacanță de 5 zile, de la data de 27 până pe 31 august. În contextul cerului expus, solicit susținerea proiectului. Stimați colegi, dacă nu aveți obiecții la prezentul proiect de hotărâre de guvern, cred că ar fi benefică o mini-vacanță la final de vară pentru toți înainte de începerea anului școlar, anului de studii. Respectiv, vă îndemn să aprobăm prezentul proiect de hotărâre a guvernului. Cine este pentru, rog respectuos votul dumneavoastră. Vă mulțumesc, votat! Stimate domnule Vladislav Cotici, vă rog respectuos să veniți cu argumentarea pentru următorul proiect a hotărârii guvernului. Stimate domnule prim-ministru, stimați cabinet de ministri, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a guvernului cu privire la modificarea hotărârii de guvern 600 din 2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Proiectul prezentei hotărâri a fost elaborat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Scopul prezentului proiect este implementarea prevederilor legei 208 din 2020 pentru modificarea legii 221 din 2007 privind activitatea sanitar-veterinară prin crearea unui cadru comprehensiv ce va reglementa într-o formulă nouă organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Accesibil și eficient, contribuind la realizarea conformă a misiunii domeniilor de activitate și a sarcinilor cu care este investită agenția, precum și a celor sarcini care urmează a fi delegate adițional. Proiectul de modificare propune în principal angajarea la nivel teritorial a 202 medici veterinari și felceri veterinari, care urmează a fi responsabili pentru executarea măsurilor sanitare veterinare, prevăzute conform programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, precum și asigurarea identificării și înregistrării gratuite animalelor din exploatațiile non-profesionale. Modificările propuse vor asigura fortificarea efectuării controlului de stat, specific al produselor alimentare de origine animală și vegetală și în scopul ocrotirii sănătății omului, protecției intereselor consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și promovării unor practici echitabile în comerțul cu produsele alimentare. Totodată, implementarea prezentei hotărâri nu va implica cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Concomitent, în conformitate cu procedurile stabilite, a fost asigurată avizarea proiectului cu autoritățile competente. Reșind din cele expuse, rog respectuos să susțineți prezentul proiect de hotărâre. Da, vă mulțumesc, stimate domnule Cotici. Deci este vorba de transpunerea în practică a prevederilor legii 208 din anul trecut, 2020. Corect. Stimați colegi, dacă nu aveți obiecții, comentarii, domnul ministru Nagacevski, vă rog mult. Domn director, am o întrebare la dumneavoastră. Deci, dumneavoastră, sunteți sigur că acest proiect nu poate să aștepte următorul guvern? Domnule ministru, mulțumesc de întrebare. Acest proiect trebuia cu mult mai mult înainte să fie aprobat. Tot s-a examinat și s-a examinat prin, și avem și avizul inclusiv de la Ministerul Justiției asupra proiectului respectiv. Consider personal că nu așteaptă amânare și este necesar de adoptat în mod de urgență. Mersi. Mulțumesc. Stimați colegi, dacă nu mai aveți întrebări, comentarii, obiecții eventuale, propun respectuos să supunem votului prezentul proiect de hotărâre de guvern. Cine este pentru? Vă mulțumesc, aprobat. Stimate domnule Cotici, felicitări. Puteți procede la implementarea legii, prevederilor legii numărul 208 din anul trecut. Vă mulțumesc mult, mersi. Stimați colegi, grosomodo am epuizat subiectele convenite pentru actuala ședință a guvernului. Dacă mai sunt eventuale propuneri, sugestii pentru a fi propuse, pentru a fi examinate la actuala ședință. Vă rog, domnul ministru Perju. Vă mulțumesc. Mulțumate, domnule prim-ministru, stimați colegi. Mai este un proiect de hotărâre de guvern pe care urma să-l aprobăm mult mai înainte. Eu rog să fie examinat astăzi la această ședință de guvern. Este vorba de proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt. Proiect de hotărâre care vine, de fapt, să implementeze modificările care au survenit în legea 231 cu privire la comerțul intern.
și rog susținere în includerea în agenda de astăzi acestui proiect și examinarea acestui. Stimați colegi, cine este pentru includerea în agenda acestui proiect de hotărâre de guvern care îl propune domnul ministru Ion Perju, rog votul dumneavoastră. S-a acceptat, îl includem în agenda, respectiv vă rog, domnul ministru, veniți cu argumentarea corespunzătoare. Vă mulțumesc. Mulțumite, domnule prim-ministru, stimați colegi. Prezentul proiect este elaborat în temeiul articolului 21, aliniatul 12 din legea numărul 231 din 2010 cu privire la comerțul interior și stabilește lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, care urmează a fi expuse de comerciant în proporție de cel puțin 50% din lungimea lineară a raftului comercial. Produsele din listă au fost identificate în baza solicitărilor mediului de afaceri și asociațiile acestora, inclusiv conform criteriilor de producție cu asigurare pe deplină necesităților pieței interne, inclusiv în diferite perioade ale anului. Totodată, lista produselor conține un compartiment perioada recomandată, care se referă la fructele și legumele de sezon și este doar pentru orientare. În dependență de specie și soi, comerciantul va indica în contractul cu producătorul agricol, cu furnizorul, perioada concretă, periodicitatea, cantitatea pentru livrarea produsului, precum și alte aspecte ce țin de relațiile comerciale bilaterale. Pentru produsele la care nu este indicată o perioadă de referință, acestea urmează a fi comercializate pe tot parcursul anului. Este de menționat faptul că aprobarea proiectului nu va limita alegerea consumatorului la categoriile de produse alimentare, produselor de import fiind la fel prezente pe rafturile unităților comerciale, iar comerciantul are posibilitatea de a selecta furnizorul de produse autohtone prin stabilirea unor relații contractuale care presupun drepturi și obligații din partea ambelor părți. Oferirea accesului produselor autohtone pe rafturile unităților de comerț va stimula valorificarea acestora cu contabilizarea veniturilor, care presupune și majorarea vărsămintelor în bugetele locale și cel public național, inclusiv dezvoltarea mai accelerată a sistemului de marketing în întreprinderile agricole, mici și mijlocii, care inevitabil vor crea și o concurență sănătoasă bazată pe principiile de asigurare a calității, inofensivității și aspectul produselor respective. În conformitate cu prevederile articolului 273.5 și articolul 414 alineatul 1 din codul contravențional numărul 218 în 2008, controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Astfel, proiectul prezentat spre aprobare nu necesită careva cheltuieli suplimentare din partea statului. Analiza impactului de reglementare la proiect a fost susținută de grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activităților de Întreprinzători. Anunțul pentru intenția de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, proiectul și analiza impactului de reglementare la proiect au fost plasate pe portalul respectiv. În contextul celor menționate, precum și ținând cont de importanța și iminența proiectului, rog susținere pentru aprobarea a acestui proiect. Stimați colegi, să menționez că acest proiect a fost o perioadă foarte lungă discutată în public, cu toate asociațiile de profil, au trezit și dezbateri și chiar și unii politicieni au încercat să-l utilizeze în campania lor politică, dar mă bucur foarte mult că în sfârșit am putut să prezint acest proiect spre atenția noastră tuturor și spre atenția publicului larg, dar în special a producătorilor agricoli autohtoni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și rog susținerea proiectului. Stimate domnule ministru Ion Perju, din câte cunosc eu, prevederile legii 231 stipulează că această hotărâre de guvern trebuia să fie adoptată deja încă la 1 iulie. Corect. Astăzi suntem în 14 iulie. Așa e, domnul ministru. Recunosc, am să vin în susținerea acestui proiect de hotărâre de guvern cu strângere de inimă și vă explic de ce. Pentru că sunt anumite prevederi care vin în contradicție cu acordul de asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, dar, luând în considerație că noi suntem executivul, fie și în demisie, suntem obligați să respectăm prevederile legale în vigoare în Republica Moldova. Atât timp cât legea prevede foarte clar că guvernul
către data de 1 iulie urma să prezinte acest proiect de hotărâre de guvern spre examinare și aprobare, mă voi conforma buchii legii. Prin urmare, stimați colegi, rog respectuos, dacă nu sunt obiecții, comentarii sau propuneri adiționale la proiectul propus înaintat de domnul ministru Perju, rog respectuos votul dumneavoastră pentru susținerea acestui proiect de hotărâre de guvern. Cine este pentru, rog votați. Aprobat. Felicitări, domnul ministru Perju. Mulțumesc, Vasculeț. Mulțumesc, Perju. Acestea fiind examinate, constatăm că agenda convenită pentru ședința de astăzi a Guvernului a fost epuizată. Trecem la subiectul cadre. Și am să rog pe doamna secretar general al Guvernului să vină cu informația la subiectul respectiv. Vă rog mult! Mulțumesc foarte mult, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. În temeiul articolului 86, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolului 10, alineatul 6 din legea cu privire la serviciu diplomatic, se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind numirea domnului Victor Haruța, ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Moldova în Emiratele Unite, Arabe Unite, în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Bahrain, prin cumul cu reședința la Abu Dhabi, înaintând președintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. Rog susținerea propunerii Ministerului Afacerilor Externe. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu, doamna Iacone. Stimați colegi, deci nu este vorba de numirea unui nou ambasador, este vorba de cumularea funcției de ambasador a domnului Haruța, care deja este în funcție în Emiratele Arabe Unite, prin cumul să acopere reprezentarea intereselor Republicii Moldova în Regatul Bahrain. Prin urmare, rog respectuos susținerea dumneavoastră pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern. Cine este pentru? Rog, da, a votat, mersi, acceptat. Stimată doamnă Iacone, rog în continuare. Mulțumesc. În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern, al articolului 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și în conformitate cu punctul 10 din regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 322 din 2018, se propune eliberarea doamnei Rodica Verbeniuc din funcția de director general al Agenției de Investiții din data de 30 iulie 2021 în baza cererii de demisie. Rog aprobare demisiei doamnei Verbeniuc. Stimați colegi, cred că nu avem ce discuta aici. Doamna Verbeniuc și-a depus cererea de demisie, argumentând cu aspecte de ordin familiar și cred că trebuie să o înțelegem și să venim în întâmpinarea satisfacerii cererii dumneei. Cine este pentru aprobarea demisiei doamnei Verbeniuc, rog respectuos votul dumneavoastră. Vă mulțumesc, aprobat. Stimată doamnă secretar general Iacone, vă rog în continuare. Mulțumesc. Până la desemnarea directorului general al Agenției de Investiții, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de domnul Ion Iordache, director general adjunct al Agenției de Investiții. Rugăm aprobarea exercitării funcției de director general adjunct interimar al Agenției de Investiții. Mulțumesc. Stimați colegi, în speranța că interimatul domnului Iordache nu va dura foarte mult, rog respectuos să îi dăm gir de încredere prin investirea dumnealui în funcție de director interimar până la numirea unui nou director al Agenției de Investiții. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern? Vă mulțumesc, aprobat. Alte propuneri la capitolul cadre, stimată doamnă Iacone? Vin eu cu o propunere la capitolul cadre.
În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017, cu privire la guvern și al articolului 22, aliniat 1, litera A, și aliniatul 3 din legea numărul 199 din 2010, cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea doamnei Liliana Iaconi din funcția de secretar general al Guvernului din data de 22 iulie 2021 în baza cererii de demisie. Stimați colegi, este cererea depusă de doamna Liliana Iaconi. Vreau pe această cale să-i mulțumesc respectuos pentru colegialitate, efortul depus și munca depusă în perioada tumultoasă a unui guvern aflat în demisie, dar vă îndemn să respectăm opțiunea și decizia doamnei Iaconi. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern, rog respectuos votul dumneavoastră. Aprobat, vă mulțumesc. Stimată doamna Iaconi, încă o dată dați-mi voie pe această cale să vă mulțumesc în mod public pentru efortul depus, pentru deschidere, pentru colegialitate de care ați dat dovadă pe parcursul perioadei cât am lucrat împreună. Vă mulțumesc mult! Stimați colegi, acestea au fost subiectele propuse pentru examinare în cadrul ședinței de astăzi. Urmează un subiect la capitolul secret. Prin urmare, vă mulțumesc pentru deschidere, pentru cooperare și pe această cale vreau să le mulțumesc și reprezentanților mass media pentru difuzarea ședinței noastre de astăzi și cu această ocazie să le rog respectuos să întrerupem transmisia în direct pentru că urmează să examinăm două subiecte la capitolul secret. Vă mulțumesc și dați-mi voie să vă urez o zi bună!